Felicitări, Florinel, ai început campionatul așa cum l-ai terminat, în forță, un nou trofeu de fotbalist al lumii pentru tine. Da, mulțumesc frumos. Mă bucur foarte mult pentru încă un premiu, am mai câștigat și în luna aprilie. Mă bucur că am câștigat acest trofeu, mai ales pentru sacrificiile pe care le fac, pentru munca depusă și sper să o țin tot așa. Cum ai gândit începutul ăsta de sezon, spre deosebire de acel final încărcat de campionat? Da, am gândit să încep la fel cum am terminat sezonul, adică cu încărcătură. Îmi place încărcătura, mi-au plăcut meciurile cu miză tot timpul. A fost un play-off care s-a disputat până în penultima etapă, așa că m-am gândit că trebuie să muncim cu toții și să începem foarte bine acest campionat. Îți mai setezi obiective personale sau acum e totul așa cum vine? Da, obiective la meci, dar și pe termen lung. Tornel, anul ăsta l-ați început foarte bine, spre deosebire de ultimii ani, când vă chinuiați în campionat pentru a da totul în Europa. Ce s-a schimbat în percepția voastră? Cum gândiți campionatul acum? Am rămas aceiași jucători, avem un grup omogen, ne înțelegem foarte bine, s-au creat anumite automatisme, avem jucători de valoare, asta contează foarte mult într-o echipă, jucători care când unul nu iese în formă, iese imediat celălalt, jucători care dau totul pentru echipă. E mult schimbată FCSB-ul de anul ăsta față de ceilalți ani? Mai omogenă, mai experimentată ca aveți? Da, da, clar, putem spune și că suntem mai experimentați pentru că au venit niște jucători de care aveam nevoie. S-a văzut și în acest debut de campionat. Ne ajută foarte mult. E clar că experiența lor își pune amprenta în jocul echipei, așa că doar ne bucură acest lucru.